16:36, ascultați RFI 360. Editura Corint, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, a găzduit o lansare de carte săptămâna trecută. Negustorul de antichități, al 10-lea volum de ficțiune semnat de Stelian Tănase, invitatul meu de astăzi în RFI 360. Mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi la RFI. Bună seara, bună seara. Negustorul de antichități, așadar un al 10-lea volum de ficțiune, o carte la care lucrați de ceva timp, la care v-ați oprit la un moment dat să mai lucrați și a trebuit să schimbați cu totul munca de documentare pentru acest volum. Tactica. Tactica. Da, felicitări pentru această realizare. M-am făcut anticăr. Am zis de ce să scriu de vis-a-vis, nu? Pe deasupra, când aș putea să mă fac anticar și să văd tainele acestei meserii, secretele, cum se face. Care e șpilul, ca să spunem așa, ca în colțul străzii. Și am făcut asta cam de când, înainte cu un an de pandemie și până acum, când romanul ieșind, ideea mea de a mă amesteca printre anticari și a pierdut puțin sensul. Dar în acești ani am stat de vorbă cu sute de persoane, am fost în galerie, am participat la licitații, am cumpărat și am vândut obiecte de artă. În fiecare weekend puteam fi găsit în curtea Muzeului Țăranului Român la o tarabă, ca orice anticar, încercând să vând diverse obiecte, anticuri, vechituri, cum vreți să le spuneți, cărți, ziare vechi, discuri, ceramică, multă. Dar nu e greu pentru un colecționar să se despartă de un obiect? Să știți că, în general, erau duplicate. Adică teama, când mă duceam undeva să pierd o piesă, în sensul că nu aveam, mă făcea să cumpăr neapărat, dar ajuns acasă descopeream că mai aveam un exemplar. Fie o cană de lut, fie un vas, o carte, așa poate și când plec în seate și mi-aduc cărți. Și mintre ajung acasă și descoper că le aveam, dar acolo mă tem, zic, dar dacă nu am, mai bine o iau, că văd eu ce fac. Cam așa s-a întâmplat. O experiență în căutare de povești? Până la urmă, cum arată profilul unui negustor de colecție? În căutare de informații veridice. Cum se desfășoară acest comerț? Cum sunt anticarii ca persoane? Ce se trafichează? Ce se vinde? Ce se cumpără și de ce? Care e gustul celor care se învârt în jurul acestei lumi? Trebuie să vă spun că lumea anticarilor este destul de exclusivistă. Nu e deschis așa la vedere, are anumite taine, relații interpersonale, experiențe diferite, sunt oameni foarte diferiți. Dacă întrebați pe fiecare în parte care e meseria lui, cu ce s-a ocupat în viață, veți vedea că vin din zone extrem de diverse, de la profesor de muzică, dau un exemplu, am în cap pe cineva, până la profesor, astea, meșteșugari, da? Care... Așa, și o doamnă care avea o brutărie și care în weekend făcea anticari. Foarte interesante destine. Unii sunt tineri care după Revoluție au prins gustul acestei ocupații, alții care au o mare vechime, care sunt la vârsta a treia, la vârsta mea, să zicem. Dar în ziua de azi, în care totul este pe repede înainte, cât de mult contează și de ce ai nevoie în a vedea efectiv valoarea într-un obiect? În primul rând, trebuie să fii școlit. Poți să fii școlit la universitate, dar poți să fii școlit concret, la fața locului, nu? La locul de muncă, așa se spunea odată. Adică luând obiect cu obiect în fiecare zi, punând mâna pe el, întrebând de preț, întrebând de proveniența, da? De unde e, când e făcut, din ce material... Încep să înveți, apoi sunt tot felul de manuale, albume, cataloage din care pur și simplu înveți. Dacă te ocupi, să zicem, de ceramică, iei albume de ceramică și înveți ce stiluri sunt, unde s-au făcut, care au fost atelierele, ce valoare au, etc. Te duci la licitații și acolo vezi ce prețuri sunt, cum se licitează, ce valoare au. Sunt tot felul de prezentări în care îți explică un covor când a fost făcut, de ce și, în consecință, cum e lucrat, cum e țesut și cât costă, dacă vrei să licitezi. Și așa mai departe. Deci asta e o meserie care se învață în timp și greu, să știți. Pentru că situațiile sunt atât de diverse, încât în fiecare dată trebuie să aplici alte reguli, alte principii.
Pe de altă parte, avem cumva, nefiind colecționar, răsfoind acest volum, Negustorul de Antichități, există la început de capitol acolo, cum să spun, descrierea unui obiect? În fiecare început de capitol are o listă de obiecte de anticărie, imaginându-mi eu că ar fi niște liste de licitații, obiecte care se scot la licitații de fiecare dată. Și atunci ele sunt foarte diverse, pentru că așa sunt organizate licitații în România. În România ele nu sunt specializate, știți? Mm-hmm. Foarte rar când se licitează o anumită categorie de obiecte. De obicei, așa cum am să spun eu acum în cuvânt. Din carte, da. Da. Carafă de argint, secolul XIX, tabacheră filigranată aurită, brichetă Cartier, scrumieră Vincenza stil Art Deco, canapea vieneză Secession, garnitură de salon Empire, masă de joc începutul secolului al XIX, set 3 vase gale, atelierele Nancy, acolo erau făcute, sticlă de nuanțe ambre și frunze de ferigă, vas soliflor, acela lung, pui o singură floare, domn Nancy, Art Nouveau, ceas de șemineu din bronz doré, sfârșitul secolului al XVIII, platou de fructe la lic, satinat, decorat cu margarete. Este o listă de obiecte, puteam să pun și titlurile, prețurile și mai multe detalii, perioada când sunt lucrate, dar m-am gândit că e de ajuns. Fiecare capitol începe cu o asemenea listă și pentru parfumul acestor obiecte, nu? Există un parfum al unui interior burghez vechi, nu? Dar și pentru a introduce cititorul cu oarecare brutalitate în atmosferă. Ce oferă? Ce ne aduce acest al 10-lea volum al dumneavoastră din seria de cărți de ficțiune? Eu sunt într-o anumită serie, aceea de a descrie lumea românească în tranziție. Lumea românească de azi pe diferite paliere. Am început cu Maestro, care era o poveste din lumea televiziunii, lumea presei. Sigur, e un pretext, e un decor, că acolo e o altă poveste. Dar ăsta e decorul. Într-o televiziune suntem. O altă parte din viața dumneavoastră. Bineînțeles, dar este vorba despre o reporter de televiziune foarte la modă în România, într-un anumit moment, și care descoperă, făcând cercetări pentru emisiunile ei, că tatăl ei este un celebru scriitor care trăiește la Paris, care fugise cu ani în urmă. Dar aveau nume schimbate, mă rog, era o întreagă poveste, eu o explic în carte, și încearcă să-și refacă relația cu tatăl ei. Drama este că acest scriitor se aruncă în Sena și se sinucide. Nu din cauza ei, pentru că consideră că viața lui era tată, deși era un scriitor de mare succes. Cam asta este povestea. Deci e una din poveștile tranziției, nu? Dramele în care am fost aruncați cu toții în această răsturnare care a bulversat toată societatea românească. Al doilea roman din această serie este romanul Marele Incendiator, în care este vorba într-un limbaj de Anton Pan, așa e scrisă cartea, în limba lui Anton Pan, pentru că și el a scris în tranziție între alfabetul chirilic și alfabetul latin, între Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 48, între România, să zicem, post-feudală și România în care se năștea capitalismul. Era o tranziție. Să și trece de la alfabetul chiric la alfabetul latin în această... Să trece de la șalvar la pantaloni, de la ținuta istambuleză la ținuta pariziană. Și așa mai departe. Și am spus, uite, două epoci asemănătoare merită să abordez această epocă așa cum a făcut Anton Pan și el trăind în tranziție ca și mine. N-a avut mare succes formula asta, că lumea n-a citit Anton Pan. Dar eu mă ocupam de lumea de astăzi, este vorba despre un fotograf de presă, de o jurnalistă, îi se cunosc la un ziar și este o întreagă poveste tragică, trebuie să îi cunosc o poveste de iubire, mare pasiune și ea se termină tragic, sau cum spun eu, cu un happy end, adică cu moartea. Și această carte, care e groasă, așa este, face o analiză a Bucureștilor anilor 2000. Am publicat o altă carte care s-a numit Partida de Vânătoare. Este vorba despre o fată, e la 30 de ani, care este într-o agenție de publicitate. Și foarte mulți publicitari, știți că pleacă din publicitate și fac alte meserii. După un timp, când au o anumită pricepere. Iar personajul meu se face autoare de scenarii, de-astea, telenovele.
Îi plăceau ei povestile astea așa cu amor, cu trădări, cu tot felul, logodne. Și scrie asemenea povești care aveau mare succes, devine o scenaristă de succes. Nu vă spun toată povestea, ceea ce este că la un moment dat, în ultimul capitol, levitează și pe deasupra parcului Herăstrău ca să-i scânteie arcului de triumf, părăsește lumea asta. O altă poveste din tranziție care nu se termină tocmai bine. Da, dar nu spun nici rău. Nu omor. Iar această carte, Negustorul de Antichități, aceasta este coperta, narează istoria unui mare colecționar român. Au fost câțiva mari în istoria noastră, în secolul 20, și au fost și în timpul comunismului și după comunism, cu rigorile acelea care erau și în tranziție. Oamenii care au făcut bani în 90 au cumpărat zeci de Luchien, de Tonițe, de Grigorescu și le-au băgate până depozite, până apartamente. Eu știu vreo câțiva din ăștia care au cumpărat la kilogram. Pe vremea când se cumpăra la kilogram, te duceai pe Buzești și găseai Paladii sau Pătrași într-o dughean, așa, pe 500 de euro. Eu n-am apucat vremea, n-aveam nici bani, drept să spun, stăteam într-un apartament mai mic decât încăperea asta. Uh-huh. N-aș fi avut unde să le duc, dar mă duceam să mă uit până anticariat, așa mi se scurgeau ochii de invidie. Dar știu ce tranzacții se făceau și la licitații la fel, se licitau la niște prețuri rușinoase. Nu exista piață, lumea nu se pricepea, dar erau unii oameni bogați care vreau să investească. Îi învățase cineva, băgați în artă, că n-aveai ce să cumperi pe piața românească, încă nu erau bănci ca să le jefuiești, mai încolo a apărut fenomen, nu erau să cumperi companii, petrol, înțelegeți. Și în asta puteai să investești. Și lumea a investit, nu că ar fi avut vreo pricepere. Puneau banii la sigur. S-au format însă câteva colecții importante, vorbesc în viața reală, care apoi s-au destrămat. De obicei, aceste colecții dispar la prima generație. Deci când dispare fondatorul lor, copiii vând. 99% din cazuri și distrug colecția respectivă. Povestea din romanul meu seamănă destul de mult cu această dramă. Un personaj se numește Candid Ițescu, ieșit la pensie, un secundar profesor universitar, dar de fapt un mare colecționar, când de mulți ani era la bătrânețe, apucase să strângă, să-și facă o colecție fabuloasă, stă și într-o casă impozantă, acolo pe unde stă Matei Caragiale, nu întâmplător, pe un castroi, stătea pe Popa Chițu, zic eu, care nu mai există ca stradă, e numai biserica Popa Chițu. Și la bătrânețe, așa când simte el că e gata să dea colțul, îi spune un medic de altfel, se gândește să doneze toată colecția statului român și să facă o galerie cu toată colecția lui, care era uriașă, trebuie să spunem, poate cea mai mare în aceea, așa spune un roman, din epocă. Cartea se întâmplă cam acum 20 de ani. Însă are o problemă, are 3 copii. Și copiii se opun, pentru că înseamnă să-i desmoștenească acest bătrân profesor, Candid Ițescu, nu avea alte averi, case, conturi, dar avea acea colecție, pentru că tot banii îi băgase în colecție. Copiii se opun și se gândesc cum să facă să nu-l lase să doneze statului valorile acelei, vreau să ia colecția, să o vândă, să o facă bani, să o împartă între ei. E, nu vă spun mai departe, mai bine, dar da. Nu vă spun mai departe, știți că am frații Karamazov, unde tot așa e o poveste între copii și părinți. Și în Regele Lir, dacă vă amintiți, e aceeași poveste, nu? Și începe un foarte puternic conflict între oameni care se iubeau, copiii lui și-a iubit părintele, părintele și-a iubit copiii, i-a înzestrat cu tot ce trebuie, că avea de unde, ca să zic așa, vindea un luchian și cumpăra un apartament. Sau, cam așa era cota. Ei bine, intră dihonia, dracu își bagă coada.
E, dar asta va trebui să descoperim noi citind cartea. Absolut. Trebuie să o citim. Nu mai zic un cuvânt. Așa. Deci Negustorul de Antichități se numește și da. Lansarea a avut loc pe 17 februarie, când a fost și ziua dumneavoastră. Da, la Palatul Regal, la Muzeul Național de Artă. Un moment important, spun eu, și cred că vă felicit încă o dată pentru această realizare, tocmai pentru că a fost posibil în acel moment, s-a creat acel moment. Trebuie să vă spun că mulțumirea mea a fost că a fost extraordinar de multă lume. Într-adevăr. Mult peste așteptări. N-au mai fost scaune, deși sala e foarte mare. Cum vă explicați interesul? N-am o explicație, dar eu mă bucur și mă gândesc că poate publicul bucureștean se apropie din nou de scritori, de cărți, de literatura, așa cum se scrie ea zi de zi, nu numai de clasici, înțelegeți? Eu cred că ar trebui insistat și muzeul și alte instituții de a organiza întâlniri cu scritorii, cu artiști de toate fațe, imite și regizori, de teatru, de film, pictorii, să se întâlnească, să discute, să schimbe, să se cunoască unii pe alții, să uite unii în ochii altora, să dea autografe și așa mai departe. Asta ar fi neapărat necesar și ar înviora viața culturală bucureșteană, care e destul de anemică. Sigur, a fost pandemia, înțelegem, dar suntem cam în urmă și așteptăm să ne facă alții, să producă alții niște situații decât să le facem noi, editorii, scriitorii, cei care pot să le găzduiască, nu trebuie să așteptăm pe nimeni. Nici editorii nu sunt foarte harnici, deși editura Corint, în cazul meu, a fost foarte harnic și mulțumesc, s-a descurcat foarte bine, a făcut tot ce trebuia făcut ca lucrurile să meargă exact cum trebuie. Lumea a fost mulțumită, trebuie să vă spun că am stat de vorbă la ieșire cu mai mulți participanți, nu neapărat prieteni sau cunoscuți. Lumea a plecat foarte încântată, mulțumită de atmosfera care s-a creat, sigur, și decorul în care s-a desfășurat, da. Fostul Palat Regal, vă dați seama cam ce decor era. Și lucrurile s-au terminat cu bine. Eu cred că și alte edituri și alți scriitori se pot încumeta să încerce această experiență, când dau o carte să se ducă într-o sală respectabilă, cu anumit confort, să invite lumea la dialog. Asta este foarte important pentru cărți. Important este, până la urmă, că ați menționat pandemia. Iată, scriitorii nu au stat degeaba și cărțile vin. Spațiile trebuie deschise pentru ca oamenii să se întâlnească și să vorbească despre ele. Și o comunicare mai bună. Da. Nu este comunicare între toate, între librării, edituri, autori. Fiecare stau spate în spate și așteaptă să le vină în cer ceva. Negustorul de Antichități, deja de găsit în librării de ceva timp, este o carte care vă așteaptă, este al 10-lea volum de ficțiune. Pot să vă spun că am fost în 3 librării, da, în aceste 2 zile, având drumul până oraș. Eu, mie îmi place să stau acasă, dar s-a întâmplat să fiu silit să ies în centru. Și în 3 librării, prim transport de cărți, Negustorul de Antichități s-a epuizat. Felicită. Astăzi am fost aici pe Bulevardul Ior Mihalache, știți că e o librărie vis-a-vis de Filantropia, de Spitalul Filantropia, sau mai încoace de fapt, între Piața Filantropia și Spitalul Filantropia, și doamna m-a recunoscut când am intrat, căutam o carte, o carte pe care vreau de mult să o iau, Istanbulul Imperial, și m-a recunoscut și mi-a spus, să știți că nu mai avem cartea dumneavoastră, e crezut că am venit să întreb de cartea mea, nu... Nu. Și mi-a spus, nu mai avem, așteptăm al doilea transport. M-am bucurat pentru că 2 zile înainte, sâmbătă, am auzit același lucru la o librăreasă, tot o doamnă era, și duminică la fel am ieșit și am dat la, tot așa, la Cărturești, am dat de aceeași situație. Cred că era Cărturești, că oricum acolo era în zona... unde e și anticariatul Târgul Cărții, care eu îl frecventez, că au cărți bune. Oricum de reținut, dacă nu găsiți cartea în librărie, adresați-vă editurii Corint și puneți acolo o întrebare. Cu siguranță vă vor îndruma ei în direcția potrivită. Se poate și online pe elefant.ro, dar vine transportul următor. Deci e o pauză de câteva zile, pentru că probabil că deja se tipărește al doilea tiraj. Probabil, nu știu, n-am vorbit la editură, dar dacă au această informație, ca și mine, de la alte librării, asta se va întâmpla automat. Și pentru că suntem pe final, o să vă întreb totuși din experiența dumneavoastră. Mâine este 24 februarie. Se împlinește un an de război.
Cum vedeți acest conflict și oare vedem finalul? După Revoluția din 89, când am trăit toți într-o jubilație și într-o bucurie a căderii comunismului, este cel mai trist eveniment la care am asistat. Nu mi-a venit să cred că ne vom întoarce la al doilea război mondial când o țară agresează cu tancurile, cu aviația, o altă țară, populația civilă, un stat suveran, un lucru de neînțeles, deși dacă acum ne gândim retroactiv, deși nu e prea bine, că tragem concluzii înaintea premiselor, da? Era de așteptat ca Rusia să aibă asemenea ieșire, este foarte iritată de faptul că țările din jurul ei, cum sunt Ucraina, Georgia, Republica Moldova, au inclinații pro-occidentale și s-ar putea chiar să adere la diferite structuri NATO-UE. Și Putin și-a luat inima în dinți și a zis să atacă. Numai că armata lui Putin e vai de mama ei în momentul ăsta, nu este instruită, nu are echipamentele necesare, nu are o instrucție modernă, să nu credeți că nu îi aleargă pe bietii soldați pe câmp. Dar reacția ucrainenilor eroică, absolut entuziasmantă, de un curaj nebunesc și de patriotism, asta înseamnă. Patriotii nu se scrie la gazetă ce patrie frumoasă am, ci atunci când se întâmplă o asemenea tragedie, să te duci în fața tancurilor și să ai ore, să-ți aperi țara fizic. Este absolut o încântare această luptă pe care dau ucrainenii pentru țara lor, că nu se lasă și nu se lasă și nu se lasă, dar este de asemenea de apreciat și reacția pozitivă a Occidentului, care s-a mobilizat, deși occidentalii se ceartă între ei tot timpul, pe toate fleacurile și pe toate, este același egoism burghez, care lăcomie, care vrea să capete mai mult, să facă mai puțin, să facă profitul mai mare. E bine, de data asta Occidentul s-a mobilizat cum necum, cu întârzieri, poate nu la ce nivel au promis, au trimis echipamente în Ucraina. Fac instrucția tanchiștilor, fac instrucția piloților de vânătoare, au trimis rețele de service de inteligență care oferă informații Kievului, deci fac toate eforturile posibile în cadrul dat să ajute poporul ucrainian. Este o dovadă de solidaritate, așa cum nu s-a întâmplat în Spania. Vă amintiți când a fost războiul civil din Spania? Adică Occidentul, Franța și Anglia s-au dat deoparte așa și a spus noi suntem neutri. E, ce făceam acum dacă Statele Unite zicea noi suntem neutri, nu ne băgăm în teatrul ăla de război îndepărtat? E, uite că de data asta au înțeles că asemenea greșeli nu trebuie repetate. Biden a făcut o vizită surpriză la Kiev, care i-a lăsat cu gura căscată pe ruși și bănuiesc că Putin va demite câțiva generali, pentru că acolo e totuși un sistem de supraveghere, intelligence, tot ce vrei, există acoperit aerian, Ucraina de ruși, etc. Și n-au reușit să prindă că se pregătește asemenea vizită. M-am bucurat să văd că Biden se plimbă pe străzile Kievului, adică este o sfidare teribilă, vă dați seama, nu? Da. Și s-au dus apoi la Varșovia, unde a avut loc o discuție foarte importantă cu aliații occidentali și Ucraina va fi și mai bine înarmată. Eu mă bucur de asta și că atitudinea pozitivă a Occidentului față de acest război, adică de susținerea Ucrainei, nu se diminuează. Eu m-am temut că după un timp occidentalii vor obosi, se vor speria de costuri, vă dați seama ce costuri sunt aici, și că vor renunța, se vor rezuma la comunicate, la proteste, la insistențe să facă pace. Ucraina nu trebuie să facă pace până nu ia teritoriile pierdute înapoi, inclusiv Crimea. Și cu asta vă opresc aici pentru că timpul nostru s-a epuizat. Mulțumesc tare mult, ediții speciale mâine în ziua de 24 februarie pe acest subiect. Alături de mine scriitorul Stelian Tănase, negustorul de antichități al 10-lea volum de ficțiune lansat săptămâna trecută. Îl găsiți în librării. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența astăzi la RFI. RFI. Je me demande quand même...